ce ediție de coșmar astăzi. Foarte de coșmar. Și ca să rămânem în zona asta, Andrei, vreau să-ți spun despre un sondaj recent realizat de o platformă de angajări cu ocazia Halloween-ului, care scoate la iveală principalele coșmaruri ale angajaților din România, ilustrând provocările și presiunile tot mai mari care sunt la locul de muncă. Rezultatele acestui sondaj arată că neînțelegerile cu superiorii ocupă primul loc în lista temerilor angajaților. Normal. De ce normal? Și pentru tine tot e mie frică un coșmar? Fiecare zi trăiesc cu frica că, nu știu, o să mă sune Cristi Stanciu și o să-mi zică, aoleu, ai făcut asta sau... Neînțelegerile cu el, pentru mine, reprezintă un stres la locul de muncă. Și mă gândesc că poate suna chiar acum, în timp ce sunt în direct, dacă pățești ceva. Nici nu mi-am imaginat, Andrei, că tu trăiești într-un stres continuu. Da, și imaginează-ți că e primul om din radio. E cel care mi-a dat șansa să vorbesc. Și trăiesc cu stresul ăsta de 8 ani de zile de când fac asta. Da, râdem, glumim. Dar sunt și luăm 10% de salariu. Exact. Așa. Dar sunt sigură că avem ascultătorii care au această frică. Apropo, dacă vreți să împărtășiți și cu noi care vă este frica atunci de la locul de muncă sau care a fost frica cea mai mare. Aia, mă, de când te-ai angajat, de când te-ai angajat, exact, exact. Eu am avut foarte multe frici. Prima frică a fost că nu pot să fac treaba asta. Așa. E cea mai nasoală frică prin care poți să treci când îți dorești un loc de muncă, îl obții și apoi zici, bă, da, ești la început, da? Și îți dorești foarte mult să înveți. Dar eu când m-am pus prima oară să fac butoane, să apăs pe butoane și să vorbesc la radio, băi, oameni buni, vă jur, am crezut că nu o să fac treaba asta, am crezut că nu sunt în stare, am crezut că nu e pentru mine. Și mă uitam la Cristi Stanciu, care făcea asta foarte relaxat, și ziceam, bă, nu, cred că are alt, adică e cu totul altceva, nu e pentru mine. Și a fost o frică reală asta, lăsând gluma la o parte, vorbim de frici la locul de muncă reale. Îți jur că asta a fost și frica mea. Că nu poți face asta? Da, după ce m-a sunat Alice și mi-a zis, hei, ai luat castingul. Dar ai mai făcut radio în Moldova, nu ți-a fost frică și acolo când ai început? Ba da, bănuiesc că pentru fiecare început ai câte o frică din asta, dar chiar și dacă am făcut radio în Chișinău, după ce m-a sunat Alice, eram așa prin casă, umblam de nebună și ziceam, dacă nu o să pot, dacă o să mă fac de rușine, dacă o să... Asta le facem în fiecare dimineață, nu-i problemă. Aici, după ce treci de asta... Dacă nu o să pot să prestez acolo, dacă o să-l încurc pe Andrei, dacă și dacă și multe dacă. Și apropo de dacă ăsta... Dar de fapt te înțeleg, da. Da, e ceva sigur toată lumea are, pentru că, uite, avem un procentaj de 42% dintre respondenții care au răspuns la acest sondaj și au zis fix treaba asta. În timp, teama de concediere îngrijorează 31%, iar creșterea volumului de muncă este o sursă de stres pentru 29%. Alo, bună dimineața! Valitie, de ce ți-e frică la locul de muncă? Spune-ne! Care-i cea mai mare frica ta la locul de muncă? Nu, trebuie să ai încredere în tine întotdeauna. Dar o frică așa, da, o ai, când te-ai angajat, primul lucru. Nu am. Ești neînfricat? Păi ce? Trebuie să ai o teamă, un gând din ăsta. Ascultați-mă cu puțin. Da. Păi, știi să păstrezi ceva, nu știu ce, și asta o faci, într-adevăr, dacă te trage inima. Deci trebuie să faci exact ce se dictează inima ta, în sufletul tău. Nu trebuie să fii frică de nimic. Deci eu unde, doamne, mă duc afară de țară și nu știu eu. Hai să mă înțelegi. Da, Vale, dar am impresia că oricât de multă încredere nu ai avea în tine, oricum, undeva acolo, în subconștient, există o mică frică din asta să... Nu știu, nu e cazul meu. Ești unic, băi, Vale. Ești Vale din Colentina și asta se simte. Dar noi ăștia muritorii de pe pământ. Exact. Nu de pe muntele Colentina de acolo, de la tine, de la zei. Avem frici. Avem, uite, Cristi din Pitești zice frica de la locul de muncă să nu gafezi rău. Dar Cristi, ce înseamnă să gafezi rău? Valix, mulțumim mult, te pupăm și te iubim. Și eu vă iubesc. Mulțumim mult.
Să nu gafezi rău. Ce înseamnă asta? Cred că tocmai asta, să nu faci vreo greșeală. Da, dar vrem să intrăm mai în intimitatea voastră, să ne spuneți cu ce vă ocupați. Dezvoltați. Și cum ați putea să gafați foarte rău? Frici la locul de muncă de Halloween, despre asta vorbim, mi se pare un subiect interesant. Imaginați-vă că suntem ăia care umblă din ușă în ușă cu o hârtie de sondaj. Aveți un minut să vorbim despre fricile dumneavoastră la locul de muncă. Cum vă numiți, unde lucrați, care este frica dumneavoastră? Uite, Corina ne spune că frica ei de a avea concediu medical și ulterior să fiu dat afară pentru că șeful meu mai face din astea. Mamă, deci dacă aveți situații... Mă pare rău dacă aveți astfel de șef. Da. Mi se pare horror să lucrezi și să nu te poți înțelege cu șeful tău. Adică nu înțeleg oamenii care pot sta 2, 3 ani, 4 ani sau o viață și să aibă un șef de coșmar. Nu înțeleg cum poți. Locul de muncă e a doua casă. A doua casă, da. De sau, multe ori. Sau să ai frica asta, știi, să te duci la muncă dimineața cu o frică constantă că se poate întâmpla ceva și să stai la jobul respectiv mult timp, știi? Fix și a scris tipul ăsta pe WhatsApp, simt și eu, pentru că oameni buni, aici în studioul Virgin Radio România sunt 3 femei și aceeași frică o simt și eu ca tine, să nu se dea vreo colegă la mine. Stai, mă, domnul acolo. Mamă, deci trăiesc cu frica asta că nu știu care una dintre voi. Da, poate exact, o să ziceți, mamă, Andrei, ești cel mai tare bărbat din lume. Exact. Vai, Andrei, ce bine arăți. Mai ales acum, azi când am venit în skinny jeans ăștia, așa că mi-s că zici moartea pasiunii, zici moartea pasiunii. Moartea pasiunii, îmi spun eu. Asta e teama mea cea mai mare. Da, sau când tocmai de asta și zic pe post. Aveți grijă, fetelor. Și dacă veți intra pe Virgin Radio, veți observa că între mine și fete sunt 4 monitoare. Credeți că mă folosesc toate 4? Nu, cu 2 n-am nicio treabă. De ce sunt 4? De protecție pentru adevărat mine. Adevărat că... Uite, te cred, Andrei. Mulțumesc. Știu că mă înțelegi. Sigur, sau mai ales atunci când te duci la solar și stai prea mult și vii a doua zi dimineață, hai, mamă, la fel, moartea pasiunii, ne vine să tăbărâm pe tine aici, Andrei. Asta. Bună dimineața, sunteți în direct. Da, tot vreau de Vali. Oh, Vali. Stai că mai sună și alți oameni, Vali, și eu nu văd numerele de telefon. Dar zi-ne acum dacă ai sunat din nou. Te-ai gândit la o frică? Ascultați mânițe, ți-am pățit. Alocați și pentru Jilăveanu, vezi, doamne, pătit, nu știu ce și asta, repară de mă găsi cu foc. Deși ne traduce are un anorac. dacă vrei să vorbești mai rar, Vali, că n-am înțeles nimic. Alocați Jilăveanu, pătit. Așa. Dacă n-am reparat, dar mi-a sărit capacele. Vă spun sincer. Deci frica este repartirul. Sincer să fiu, nu știu ce și asta, de-abia m-am dus și m-am împrumutat la prieteni, nu știu ce și asta de bani, ca să pot să-l dea la copii de mâncare. Vă spun sincer. Asta nu e bine. Ne-a întristat puțin, Valis. Sincer să fiu, vorbesc foarte serios. Și când am văzut așa, ia du-te, doamne, asta mă, dai seama, cine ești tu, practic. Da, și mi-am cumpărat tinurile mele, scurte-mă să plac. Așa e, Vali, asta este atitudine. Clar, nu-i nouțe. Nu am reparat niciodată alea. Bine că le-ai schimbat, că le schimb ca o tubule, că na, să tot ce. Vali, îți mulțumim mult. Mai trebuie să citim și alte mesaje, că sunt oameni care ne scriu în continuu. Te pupăm! Bun, și eu vă iubesc. Te iubim mult. E simpatic foc. De la Bianca, următorul mesaj. Cea mai mare frica mea este că evoluez prea mult și nu mai fac față situației. În 5 ani am ajuns șef de consilier și acum sunt propusă director. Mamă, ce frică ai, Bianco! Și uite că vin oameni diferiți, foarte drăguți dimineața. Ion ne zice, lucrez la hipodrom în Ploiești. Iar când m-am angajat, mi-a fost frică că nu o să fac față, dar iubirea față de cai m-a făcut să trec peste. Ah, ce frumos! Doamne, cred că este, nu știu, un vis pentru mulți să lucreze la un hipodrom. Sunt medic radiolog specialist de 3 ani. Mi-e frică să nu îmi sară ceva din vedere și poate să omit un diagnostic. Nu s-a întâmplat niciodată, dar mi-e frică în fiecare gardă și am învățat să trăiesc cu frica. E prietena mea. Mamă, ce frumos! Wow. Să auzi asta din partea unui medic. Așa e. Azi mă duc să fac analizele. Da, baftă, ținem pumnii. Neața, cea mai mare frica mea la acest loc de muncă este să nu cumva să greșesc vreo cifră. Patroana nu oferă șanse, sunt contabil. Într-adevăr, salariul este cu mult peste medie, însă prin greșeli învățăm, nu există om perfect. Așa este. Salut, frica angajatului că poate fi concediat este pistol cu apă pe lângă frica angajatorului că poate primi demisiile angajatului pe masă. Vali din Constanța. Silvia ne spune că cea mai mare frică este să nu vină șeful în control.
Doamnelor și domnilor, avem o piesă pentru producătoarea noastră, Alice Negru, în această zi grea pentru ea. Ai forme de chitară.